cine a mai fost, trebuie să învățăm cu toții, o ședință ușoară astăzi. Domnul Stoic. Dacă nu o vreau. Domnul Stoic, pur aruncă, pur aruncă. Altcineva, haideți. Nu contează. Vă fost fie că nu stai la urmă. Da. Vino cu totul scaun. Nu dai urmă așa. Vino aici să urmă. Nu o să știi niciodată. Da. Vă prezint următoarea ordine de zi. În conformitate cu dispozițiile articolului 100. Ordinea asta. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de audiție financiar numărul A539 din 24.04.2017 și deciziei numărul 19 din 10.05.2017 a Curții de Conturi a României, Camera de Conturi, Județul Bacău. Inițiator primarul Comunei Herăgiu, domnul Ionea Nicu Ciprian. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statutului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Herăgiu și structurilor subordonate Consiliului Local Herăgiu. Inițiator primarul Comunei Herăgiu, domnul Ionea Nicu Ciprian. Proiectul de hotărâre privind aprobarea la plata sumei de 2.956 lei reprezentând contravaloarea cheltuielilor transport personal didactic și auxiliar pentru luna aprilie 2017. Diverse. Cine este pentru? Susține sub aprobare proiectul de hotărâre privind procesul verbal al ședinței anterioare. Proiectul verbal. Procesul verbal al ședinței anterioare. Cine este pentru? Abține. Împotrivă? Proiectul de hotărâre privind însușirea raportului de audit financiar numărul A539 din 2017 a Curții de Conturi a României, Camera de Conturi, Județul Bacău. După cum știți, am avut timp de 6 săptămâni un control de audit din partea Curții de Conturi. O să vă prezint pe scurt, bănuiesc că fiecare din dumneavoastră ați văzut proiectul de hotărâre și decizia Curții. N-au fost probleme majore, nu Dumnezeu că e bine așa. O să vă explice mai mult domnul contabil, dacă aveți întrebări. Da, eu spun dacă au întrebări, să răspund la ele, dacă l-au citit. Avem trei firme care au de dat, sunt penalizate cu sume nu foarte mari. Cea de la drumul Drăgugești penalizată cel mai mult, vorba de niște diferențe de balast, nu știu exact cum stau lucrurile, 26.000 dacă nu mă înșel. Și 26.000 și alte două firme de la drumul șesului, nu știu, vreo 3.000 de lei dacă nu mă înșel. Sunt 4.600, și 1.100 la părpulețul de la Delen, la fel acolo o fost de diferențe, la rigle, la scumpă. Da, au folosit rigle metalic în loc de rigle de lemn. Da. S-a considerat că n-a respectat proiectul. De fapt era mai scump. Da, era, da. În fine. Se rupea și mai mare. Trebuia să vedeți ceva așa. Da. Ideea este că dacă vă însușiți raportul, imediat se va trece la recuperarea sumelor respective. Banii încă mai sunt la mine o parte din ei. Pentru că e ușor de recuperare. Eu mai am avut lucrări și îi avem. Drumul de la Drăgugești nu-i finalizat. O să începem atunci când o să ne cheme la guvern pentru semnarea contractului pe 2017 PNDL, care ne-a întârziat destul de mult și nu înțelege ce cauză. Și în momentul în care o să dăm drumul la lucrare, în prima factură o să-și turnăm diferența de 26.000. Sigur că o să facă factură cu minus și în momentul în care vor da bani, vor primi diferența de bani de la noi. Dacă aveți discuții dumneavoastră pe tema proiectului respectiv, dacă nu, domnul președinte, să pune spre aprobare. Abține, spre aprobare. Cine este pentru? Abține? Eu mă abțin. Împotrivă? Abține la doua comună. Nu tați în singură. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statutului de funcție pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Herăgiu și
a structurilor subordonate Consiliului Local Helegiu. În cursul acestui an au fost două concursuri de promovare în grad profesional, două posturi ocupate de funcții publice, care au promovat din inspector grad profesional principal în inspector grad profesional superior și un post din inspector grad profesional asistent în inspector grad profesional principal și încă un post, un examen a fost pe 21-23-3-2017. Consilierul juridic din cadrul aparatului de lucru al Consiliului Local a promovat, deci aceasta este funcție contractuală, a promovat din consilier juridic gradul 1 în consilier juridic gradul 1A. Transformarea se face prin hotărârea Consiliului, transformarea postului dintr-un grad inferior în grad superior. Acestea sunt modificările survenite în statul de funcții. Au fost, dacă ați văzut documentația care a stat în spatele proiectului, erau și specificate pozițiile în care se regăsesc posturile care se transformă ca urmare a promovării examenului de promovare. Sunt discuții. Sunt discuții? Dacă nu, supunem sub aprobare. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă. Împotrivă? Abțineri. Abțineri. Nu este incompatibil. Nu se poate pronunța. Proiectul numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea la plata a sumei 2.956 lei, reprezentând contravaloarei cheltuielilor de transport personal didactic și auxiliar pentru luna aprilie 2017. Aveți o discuție aici, Păcușiță, în fiecare lună aprobăm suma pentru luna anterioară. Cât dacă acesta avem 2.956 lei, reprezentând cheltuielile de cadru didactice, atât cele auxiliare și cele didactice. Dacă nu sunt discuții... Punem de aprobare. Cine este pentru? Abține? Mihaela, să abține. Eu? Da. Împotrivă? Să abține pentru că e... Da, știu. Și la diverse... Unde aici? Domnul primar, că eu lucrurile la Brătia. Așa, vreau să lucrăm la acolo, deja am început să lucrăm, am terminat documentația de fază de proiectare, cu demolare, și, da, o să demolăm puțin, dar oricum am lucrat de demolat. Am încheiat ieri și contractul cu soarele care se va ocupa de demolare, garduri împrejmuitoare, care împrejmuiesc întreaga suprafață și defrișare, curățenia locului și în partea dinspre căldărarea locului o să facem un părculeț. Joacă un micuț cu două, trei jucării, o platformă betonată, care de acces la fel modernizată, urmând ca atunci când împreună vom găsi o altă variantă să o... Nu știu, să o materializăm cumva. O să facem ceva, nu știu, că mine culturale am tot făcut, sunt la Brătila, avem cel de zi care e deschis permanent și așa, nu știu ce o să fie mai târziu, împreună o să găsim o soluție. Deocamdată asta facem, măcar cosmetizăm, bălării decât căminul e căzut jos, intră copiii acolo, plătim altă minune. O să rămân un teren curat, liber și o să vedem ce o să facem mai târziu. Nu. Doar că eu prima dată ne-am zis dar jos că e periculos. Dar rămân așa până atunci când o să gândim să facem ceva, nu sunt destul de frumos. Și după aceea, ce a putut de construit, o să putea să ne încurce sau e jos, nu sunt înalți, sunt vechi, sunt bătrâni, nu știu. Nu știu. Mă gândeam la altceva. Chiar ieri mă uitam, poate la anul pe Gal, dacă anul ăsta reușim să ne apucăm de terminul la Helegiu. Pentru că, repet, poate întreaga țară e paralizată, nu o să dau drumul nici pe AFIR, nici pe GAL, nici pe PLDL, stăm toți degeaba de 6 luni zile acuși. Nici nu știu, avem bani prinși, bani sunt în buget, dar depinde foarte mult de programele acestea care ne acordă finanțarea. Pe la anul poate reușim, chiar mi-a zis cineva, domnul Sorin, te interesează asta? Mi-a dus cineva o ofertă cu un teren de fotbal multifuncțional și l-am arătat.
mă gândeam chiar să dau bine la centru de zi acolo în spate, că chiar e suprafață destul de mare acolo, chiar interesant și chiar nu la bani mulți. Spunea ceva de un 52.000 de euro fără TVA, fără fața de proiectare. Dar nu mi se pare foarte mult. Frumos în fotografii, ce am văzut eu, au făcut la Berești, la Slău, acum lucrează la el. Inclusiv acoperit cu o plasă pentru nu a dat vingea în grădinile oamenilor. Cu 4, cu 6 becuri de oameni astea pentru... Chiar interesant. Și acolo ar fi loc, îți spun multifuncțional, pentru că o strada de joc e împărțită în trei. Pe mijloc teren de tenis, handball și mini fotbal. Da, interesant oferta. Și asta e problemă. Drumul este de la Cazan la Delp, pe la Poiana Mare, de acolo e jurat. Deci, am încheiat contractul pentru închiriere, utilaje și pentru balastări din nou. Săptămâna care vine o să ocupe de un viceprimar de drumuri. Săptămâna asta nu am vrut să mă apuc acum, dar pentru că s-a întâmplat o plouată. Acum, mâine mai vin la servici, că sunt zile astea libere. Acum noi putem să ne facem treaba, dar vacanța asta pentru noi... Faci până acum, eu și duminica ta cu mașina pe Dăbrești. Da. Și săptămâna care vine ne apucăm de și pe vale acolo sturăm betonul la care am prins să de investiții, mai am dat Drăgugești, acolo ne-a făcut Troița și într-o zonă să facem o canalizare, un podez ceva de alat, să nu mai scurg apa pe drum și să fie canalizată spre partea de la vale. Mai vede ce mai facem. Mă întâlnesc să cu niște oameni pe vale și veniseră cu o idee și nu văd o idee rea, să turnăm o placă de jumătate de metru pe beton pe gabioanele de la de pe stânga, la prețul, pe acolo trei copii. Și chiar mă gândeam, poate găsim o soluție cumva să facem ceva, nu știu, o pasarelă. Da, da, trebuie și cu mână curentă și cu... E, mână curentă, fac mână curentă acum. Da, da, vezi. Merg mă până apă toată ziua. Da, nu știu, vedem ce mai te-a face. Mulțumesc pe domnul președinte. Vedem acum. Da, dacă mai stăpați în sunt. La noi pe ultimul zi, da. O să ne transmit ce lucruri. Am mai făcut economii pe becuri, anul ăsta n-am pus cu un bec nicăieri, te recunosc. Mi-am zis cu... Mi-aș fi drag și chiar am văzut că și alibezi au pus măcar pe partea de centru să băgăm un lămpi de trastea cu neoane. Costă foarte mult. Eu am un proiect de pus pe PNDL pentru modernizare din alt public. De asta am spus acum mai moale, am spus, poate reușim măcar să primim finanțare. Dacă am primit finanțare, ar fi o cheltuială în care nu s-ar merita pentru mine să dau buget acum 102 de milioane. Nu mergi pe Dădean? Nici pe uliță. De când nu mergi? Da, cred că vreo săptămână. Deci, pentru mine nu era și tu mereu. Tu, Mihaela, tu, Costel, Nelu, care mergi la DL mereu. Nu mă deranjează dacă mă sună seara, pentru că eu am un contract cu o firmă care să-mi facă mentenanță și dacă eu nu știu, n-am normal. Mă mai sună Petrică Pavel, de obicei, pe pare de la deal. Dar acum, dacă m-a sunat, am zis că merge. M-a sunat de pe piață de aici, duminică, și duminică am și făcut. Au găsit ars contactorul ăla, nu știu dacă funcție înseamnă, pare de jos și am făcut-o. Da. Am un program care vreau să-mi arat o riguraș, deci de la... Nu peste apă, de peste vale, cum zice. Deci eu zice da, că... Valentin. Da, da. Zice că are o șansă acolo și mereu îi se umple cu apă și cu dejecții și cu nu mai știu ce. Și în sensul că vine vara și s-a pus... Zic, știi cum, aparță în țară, aparță, da, da. Și mereu îi se umple cu... Și nu știu, zice că vine de la vecin, că vine de scurgeri, că vine de mare, că vine de mare, nu știu. Eu... Dar să, dacă... Eu mi-a zis, eu am semnalat... Da, veni mare tipi aici, dar nu spus. Să fac un plângeri și trimitem cei care se pun la mediu, poliția locală, zic, ce zic acolo? O fi la vecin de acolo, că au animale, au fi, nu știu. Mă gândesc, posibil. Da, de acolo zici, bă, că eu o să o pun, da, la apă, nu știu. Eu semnalez problema, se poate rezolva să poate. Când îl fude, până îl fude, soluția e aceeași, că când vine apa mare, tot acolo vine. Așa e. Da, e mai eficient așa, într-o dată, când vine. Abia că se adună dejecțiile de la unghițele vecinilor. Da, dar dacă te sună, să-mi fac o plângere ca să pot transmite către mediu. Da, bun. Mai am de la Adi. În atenția noastră, în cazul care să faceți proiect. Chiar vin proiectant și zice că îl facem noi, că nu știu ce, că avem noi, că... Domnul a spus, nu e adevărat, trebuie respectat să faci un master plan.
Nu, pe asta vreau să spun. Noi nu suntem în master plan până în 2020, pentru că am avut... Ok. Eu spun recomandarea lor. Da. Vă aduc în atenție. Știu, am fost un bine cu Dedu Vladim, tot adăitoare care acum este efectul, și am încercat să luăm acolo canalizarea, să fac pe ei sinergii de legi, și n-am putut să o rezolv, din cauza că este împins în master plan, nu să... Nu, să trebuie, țin, pot că și master planul a spus că să modifice, că este, nu știu, anul ăsta, că tot așa, știi, s-au mai modificat, sunt mai alte lucruri, și v-a spus bun ceea ce trebuie făcut ca să, dacă este să prindă noi, trebuie mers la ei. Altfel, cu proiectant, v-a spus că alții zic, domne, că rezolvăm, că facem, da? Și bun, nu te trezești că faci tot, da. Faci tot proiectul și nu se resping. Și doar... Noi ce putem lucra cu ei și am un proiect acum pe care, la care lucrez, e cel de la DLN pe găsirea unei noi surse de apă, care am identificat-o. Astăzi am o firmă de cadastru care ridică și face un plan de aplasament de la cele două izboare din de pe cum îi spune? Cum îi spune Mihai la șeful? La șeful de la jos. Am chemat o firmă General Proiectul, care a făcut și proiectul inițial, de care eu recunosc să mulțumim el. Pentru că apă este, toată iarna au fost apă, toată primăvara, de acum acolo nu o să mai fie așa cum a fost, pentru că oamenii nu mai respectă consumul apei. Că dacă ar fost să folosi apa doar pentru uz casnic, apa ar ajunge. Dacă o folosește la o dată în grădină roșii, trandafiri, vici, mai multe, nu mai primăvăr apă. Lucrăm la proiectul ăsta și atunci când o să vedem proiectul finalizat și valoarea proiectului, o să încercăm și varianta cu Adică pentru că apoi e apa oricum. Pasul următor va fi cel de la încredința întreaga rețea către Crab, așa cum se intenționează și... Da, dar din ceea ce văd eu acolo... Păi de asta m-am și spus, eu am trecut cu Adiso vis-a-vis de insalubritate, adică am rămas singura comună din județ și n-am mai funcționat, n-am datorii la nimeni, plecând primarii toți din zona noastră au datorii imense, de 2-3 miliarde către Adis, o să le pună poprit pe conturi, o să ajungă în impozitare de a-și plăti datoriile, de a-și plăti angajații și nu-i bine. Aceeași pe urmă, aceeași dar sunt urmă și papa, că am avut o problemă de probleme care le ridică, sunt ridicate acolo și păi, domne, ai nevoie de făcut nu știu ce, păi, trebuie să semnalezi crabul trebuie să vină, că are el, face el, stai să vezi, până se scarpă în el, până vine, până nu știu ce. Și o societate care are interes să aibă profit. Păi clar, dar ei, asta, interesul lor nu e zi, nu e interes social, interesul lor e profitul. Clar. Da, alte discuții dacă mai sunt. Bun, vă mulțumim pentru ședință. Prezență. Știu. N-am pe cine vrei când curaj de la mare care să ducă și să-l pare, știi? Deci s-ar fi.